Tinerii din județul Mehedin sunt tot mai încurajați să facă mișcare, astfel că în ultima perioadă se investește mult în terenuri de sport. Printre beneficiari se numără și adolescenții din comuna Eșelnița, care din acest weekend au un teren modern de minifotbal cu gazon sintetic. La inaugurare, alături de primarul Marius Vâșcă, au fost președintele Consiliului Județean Mehedin Aladin Georgescu, prefectul Alin Isuf, parlamentarii PSD de Mehedin Liviu Mazilu, Alin Chirilă și Cornel Folescu, dar și inspectorul școlar general Alin Tomoescu. Să fie într-un ceas bun! Hai copii! Comuna Eșelnița continuă dezvoltarea sub administrația condusă de primarul Marius Vâșcă, un om atent la nevoile cetățenilor, în special când vine vorba de copiii și tinerii din comunitate. Educația și sănătatea celor mai mici locuitori din zonă este prioritară pentru acesta și astfel a dorit să le ofere un spațiu modern, favorabil dezvoltării unui stil de viață cât mai activ. Încă de pe vremea când am fost viceprimar acestei comune, mi-am dorit să fac ceva pentru tineretul de aici. Iată că acum, de când sunt primar, am reușit să inaugurăm un teren de minifotbal. A fost contractat anul trecut în sumă de peste 300.000 de ron, din care 200.000 de ron au fost din partea Consiliului Județean. Mulțumesc, domnul președinte Aladin Georgescu, pentru acest sprijin. Terenul de minifotbal sintetic este dotat cu proiectoare, astfel încât în seriile de vară copiii să aibă condiții bune de joc atunci când căldura se domolește. Investiția a fost realizată și cu sprijinul financiar al președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, care susține promovarea activității fizice în județul Mehedinți. Mă bucur să văd atâta bucurie în rândul copiilor, în rândul tinerilor din comuna Eșelnița, pentru că în această seară s-a inaugurat un teren de fotbal cu gazon sintetic de către primarul Marius Vâșcă, pe care îl felicit cu această ocazie, și pe de altă parte mă bucur că am avut posibilitatea ca de la nivelul Consiliului Județean să sprijinim această mică investiție în comuna Eșelnița, dar deosebit de importantă pentru tineri. Alin Isuf, prefectul județului Mehedinți, a fost prezent la inaugurare, felicitându-i pe primarul Marius Vâșcă și pe președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu pentru bucuria adusă copiilor și adolescenților din comuna Eșelnița. Este o seară frumoasă la Eșelnița. Inaugurăm o investiție a primăriei, a Consiliului Local. Vreau să felicit pe domnul primar Marius Vâșcă și Consiliul Local pentru această frumoasă investiție. Bineînțeles, Consiliul Județean, domnul președinte Aladin Georgescu, care s-a implicat personal și a contribuit substanțial la realizarea acestei investiții. Este o localitate foarte frumoasă, pitorească, a clisurii Dunării și eu cred că are perspective și potențial mare de dezvoltare pe măsură. Parlamentarii PSD de Mehedinți au fost de asemenea în mijlocul oamenilor la deschidere. Senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu susține aceste investiții, fiind un câștig pentru tinerii și copiii din județ. De asemenea, acesta a precizat faptul că sportul românesc de performanță va avea de câștigat, cu cât vom avea mai multe astfel de inaugurări. E un moment de mare bucurie pentru locuitorii acestei comune, pentru acești copii de toate vârstele, tineri și chiar și pentru vârstnici. Ne-am văzut bucuria în ochi atunci când am intrat pe teren. Cred că în momentele astea grele pentru sportul românesc, investițiile în astfel de terenuri de sport sunt benefice. Și dacă mai sperăm ca vreodată să avem sport de performanță, sigur că trebuie să investim și în bazele sportive. Îl felicit pe domnul primar și pe domnul președinte al Consiliului Județean, Aladin Georgescu, pentru că au colaborat foarte bine și sper că astfel de exemple să fie urmate în toate comunitățile din județul Mehedinți. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, depune de asemenea toate eforturile pentru ca domeniul sportiv să înflorească în județul Mehedinți, fiind unul din inițiatorii proiectului care vizează reabilitarea bazinului de înot din Drobeta Turnu Severin. Un lucru foarte bun pentru tinerii acestei comune. După cum bine știți, în județul Mehedinți sunt mai multe investiții pe plan sportiv, astfel încât ne alăturăm și bazinului de înot din Drobeta Turnu Severin. Nu pot decât să felicit pe domnul președinte Aladin Georgescu, fiindcă a înțeles nevoia acestei comunități, și pe domn primar care a înfăptuit acest teren. Știm că viitorul nostru sunt acești tineri, îi vrem sănătoși, îi vrem să ne conducă pe viitor și astfel
prin acest sport, prin fotbal, cred că vom înfăptui acest lucru. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu l-a asigurat pe primarul Marius Vâșcă de tot sprijinul și promite că lucrurile bune vor continua pentru întreg județul Mehedinți. Sunt bucuros să mă aflu în această seară aici la Eșelnița, la inaugurarea acestui frumos stadion. Obiectiv realizat cu sprijinul Consiliului Județean și, bineînțeles, cu implicarea domnului primar Marius Vâșcă, care arată de la începutul primului mandat, să zic așa, cum că este un om implicat, un om tânăr care dorește să facă performanță și să aducă în plus valoare acestei comune frumoase de la Dunăre. Alin Tomoescu, inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, a fost de asemenea prezent la inaugurare, considerând că în dezvoltarea sănătoasă a unui copil este esențială și mișcarea. Sportul este foarte important pentru dezvoltarea copiilor. Copiii nu trebuie să aibă numai cunoștințe de prindere abilități, ci trebuie să fie și sănătoși. O națiune sănătoasă, în timp, va fi o națiune dezvoltată și care are un viitor. Felicit pe domnul primar și toți factorii implicați pentru realizarea acestui frumos stadion. Ceea ce este bine este că este și nocturnă și nu numai copiii, ci și tinerii din comună pot să folosească acest stadion. Copiii din comuna Eșelnița au de acum înainte un loc modern unde vor putea juca fotbal. Prin astfel de investiții, tinerii din județ sunt încurajați să facă mișcare.